Se vorbește foarte mult și se invocă foarte mult în ultima perioadă cuvântul criză. Într-adevăr, putem să o vedem, putem să o constatăm în diferite forme. Se vorbește, nu știu, despre o criză economică, cel puțin la noi în Oradea nu prea se simte, că dacă ați văzut, nu mi-ai banat o fruncea, ci ați văzut că Oradea e fruncea acum la prețul pe metru pătrat construibil. Deci, oameni buni, oficial, statistic, Oradea e mai scumpă ca Timișoara. Vă puteți imagina asta în urmă cu ani și ani de zile? Se întâmplă un miracol economic în orașul ăsta și nu pot decât să spun un lucru, Dumnezeu să fie binecuvântat. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că o să vină oameni aici. Amin? Sau nu mai vreți să fim noi de ăștia patrioți, numai noi, să nu vină nimeni, să întreacă Carpații? Ba să vină. Pentru că ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze urmea aceasta și Dumnezeu să o facă prosperă. Dar în același timp, dragii mei, să ne facă să fim prosperi din punct de vedere spiritual. Deci am văzut, bun, criza economică la alții, la noi nu prea. Există, știți bine, crize și crize suprapuse, politice și de toate felurile. Dar vreau să vă spun că există un domeniu în care cred că noi, românii și nu numai, poate cei care suntem aici, nu ducem criză deloc, nu avem criză deloc. Nu există lipsuri în zona aceasta. Și anume, cred că nu avem probleme în ceea ce privește închipuirile, iluziile. Și vreau să vă spun că una dintre cele mai periculoase închipuiri și iluzii pe care oamenii le pot cultiva este următoarea. Necunoscându-L pe Dumnezeu, unii oameni credincioși, frecventatori de programe de biserici, ascultători de YouTube și de predici și de canale creștine, oameni care mai răsfoiesc și Biblia câteodată, sau poate de multe ori, vreau să vă spun care este un mare pericol. Există acest pericol real, vreau să vă spun, de a-ți închipui că Dumnezeu este ca tine. De a-ți închipui că tu-L cunoști pe Dumnezeu și că Dumnezeu este exact cum crezi tu și cum gândești tu. Avem impresia, dragii mei, de foarte multe ori după anumite lucruri pe care le asimilăm în viața noastră, uneori doar artificial și nu prin Duhul lui Dumnezeu, avem impresia că pe o cale intelectuală, rațională, putem să-L cunoaștem și să-L înțelegem pe Dumnezeu. Îl așezăm pe Dumnezeu, îl punem într-un anumit tipar și credem uneori că Dumnezeu este ca noi și gândește ca noi. În Psalmul 50, cu versetul 21, este acolo o expresie care, vreau să vă spun, mi-a dat de foarte multe ori și ori și încă o mai face când citesc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că îmi dau seama că există un mare pericol. Și acolo Dumnezeu îi spune unei categorii de oameni care, culmea, își sunt frecventatori, credeți-mă, templu și în vremea noastră, cum ar fi de biserică. Ăia cu legământul lui Dumnezeu în gură, ăia cu versete, cu Ioan 3, cu 16, cu Jesus loves you și cu proclamări de foc sfânt și de altele. Ascultați-mă. Dumnezeu spune acolo la un moment dat următorul lucru. Ți-ai închipuit că eu, zice Dumnezeu, sunt cum? Ca tine. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Și spun asta, dragii mei, pentru că o leg un alt pasaj din Scriptură, de asemenea, care ar trebui să ne dea de gândit. În Isaia, capitolul 55, cu versetul 8 la 9, Dumnezeu vorbește despre o prăpastie imensă. Poate cea mai mare prăpastie dintre om și Dumnezeu. Știți care este asta? La nivelul imaginației, la nivelul gândirii. Căci gândurile mele, spune Dumnezeu, nu sunt. Căci gândurile mele, zice Dumnezeu, zice, nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ. Calculați, măsurați, dacă puteți. Atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Și îmi dau seama, dragii mei, că prăpastia aceasta poate să fie una foarte reală și ceea ce privește subiectul despre care vreau să predic în această seară. M-am gândit, dragii mei, și m-am rugat și am cerut de la Dumnezeu multă călăuzire. Mi s-au schimbat foarte multe texte săptămâna asta. Dacă aș ști cât este de chinuitor uneori să ajungi la ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească prin tine. Dacă aș ști câte foi rupte, dacă aș ști câte cărți aruncate, comentarii desfăcute și puse înapoi în bibliotecă, pagini din Scriptură efectiv uneori stări de disperare înaintea lui Dumnezeu, până când Dumnezeu te duce în punctul în care vrea să spună ok, pe asta vreau să te duci. Vă spun asta, dragii mei, pentru că subiectul despre care vreau să predic în această seară este cel legat de jertfă. Știu că pare un concept arhaic, vechi, bine, mă, asta e din Vechiul Testament, asta era cu Avram, știu noi acolo. Vreau să vă spun ceva, conceptul de jertfă apare și în Noul Testament și foarte frecvent.
dar are într-adevăr o altă conotație pe care vreau să o înțelegem în seara asta. Știți de ce vă spun asta? Că există un mare pericol să ne imaginăm anumite lucruri? Pentru că există oameni, Biblia spune și confirmă asta, care pot să aducă, ascultați-mă, spune Biblia, o jertfă inconștientă lui Dumnezeu. Adică poți, ascultă-mă, dacă nu știi Biblia, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeul Bibliei, poți să cazi în panta aceasta și în pericolul acesta, în prăpastia aceasta și să-i aduci lui Dumnezeu o jertfă inconștientă. Există oameni care se comportă inconștienți în prezența lui Dumnezeu. În Eclesiastru 5, cu versetul 1, spune în felul următor, Dumnezeu păzește-ți piciorul, știi când? Când păsești casa propriului tău? Păzește-ți piciorul când te duci în vizită la socrii? Nu. Dumnezeu spune aici, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine ce să faci. Ce-i primordial? Să asculți decât să aduci ce? Există un risc real, dragii mei, să aducem o jertfă nebunilor. Adică o jertfă inconștientă înaintea lui Dumnezeu. Că ce îi spune Biblia, aici e lucrul pe care vreau să subliniez, că cei nu știu, atenție, că cei nu știu că fac rău cu aceasta. Ce înseamnă să aduci o jertfă inconștientă sau dacă vezi jertfa nebunilor? Nu te grăbi, zice Biblia, să deschizi gura, să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea nu spune vorbe multe. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din debitul, din mulțimea cuvintelor. Pentru că, spune, dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, că lui Dumnezeu nu-i plac cei fără? Putem, dragii mei, să aducem o jertfă a nebunilor și anume să venim înainte lui Dumnezeu să-i promitem marea cu sara și de fiecare dată, în fiecare duminică, iară zicem nu știu ce și nu facem nimic. Dumnezeu spune, ascultă aici. Nu mai trebuie să-mi promiți nimic, trebuie să faci ceva din ce mi-ai promis. Pentru că dacă nu, există riscul noi, pocăiți ăștia, botezați cu Duhul Sfânt, cu ani de zile de venit pe la biserică, cu reumatism și cu dureri de spate, de la atât a șezut pe scaune în biserică, putem să ducem jertfa nebunilor. Adică o jertfă, dragii mei, inconștientă. Găsesc mai apoi, dragii mei, că există o altă formă, de o altă jertfă pe care putem să o aducem și pe care Dumnezeu nu o primește. Și anume este o jertfă irresponsabilă. Pe lângă o jertfă inconștientă, există riscul real, dragii mei, să aducem o jertfă irresponsabilă înainte lui Dumnezeu. Și avem celebrul text din Maleahii, capitolul 1, cu versetul 6. Și acolo Dumnezeu spune așa, ca să-i facă pe oamenii să înțeleagă despre ce-i vorba, zice așa, mă ascultați-mă, un fiu cinstește pe cine? Adică așa e normal. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Nu vi se pare interesant că ăsta e și raportul dintre noi și Dumnezeu, fiu și tată, slugă și stăpân, rob și stăpân? Dacă sunt tată, zice Dumnezeu, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor? Către voi, preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am ne socotit noi numele tău? Și auziți ce spune Dumnezeu? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că a zis, masa Domnului este de disprețuit. Și aici versetul este important, cheie este versetul 8, o jertfă irresponsabilă. De ce spun asta? Când aduceți o jertfă ca jertfă, o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia du-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Pentru că, dragii mei, putem să aducem o jertfă irresponsabilă înaintea lui Dumnezeu, lipsită de valoare. Câtă valoare pui în închinarea ta? Câtă valoare pui în ceea ce faci pentru Dumnezeu? Pentru că dacă nu pui valoare, dacă nu pui inima și dacă nu pui sufletul și dacă nu pui umărul la ceea ce faci pentru Dumnezeu, Dumnezeu spune, știu ceva, jertfa aceasta poate să fie una absolut irresponsabilă. Și Doamne, cât de mulți oameni în zilele noastre, în mediile bisericești, aduc jertfe, nu doar inconștiente, ci și jertfe, ascultați-mă, irresponsabile. Pentru că îl tratăm pe Dumnezeu ca la ceva, capitolul și altele. Dar mai apoi, în mod paradoxal, dragii mei, Biblia vorbește și despre o altă jertfă pe care putem să o aducem și care este o jertfă, credeți-mă, la fel de neplăcută înaintea lui Dumnezeu și anume, Biblia, uitați-mă, vorbește și despre o jertfă inutilă.
poate să fie o jertfă inutilă. Și mare paradox pe care îl citesc aici este în cadrul din 1 Corinteni 13, cu versetul 3, când Pavel zice așa. Și dacă, zice Pavel, ascultați-mă, aș ajunge la următorul aspect. Și dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, pe ăsta l-am pune în cuvântul adevărului, pe prima pagină. L-am pune pe Facebook. Wow, ce gest, incredibil, breaking news, o dat tot, o dat tot ce au avut la săraci. Ăsta e Francis de Assisi al vremurilor noastre. Dar auziți ce spune Biblia? Și dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă o să vină statul islamic, chiar dacă o să vină jihadiștii, chiar dacă o să vină, nu știu, teroriști, chiar dacă o să fiu la un moment dat, zice, în context de genul acesta, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea ce? Dragoste. Nu-mi folosește la nimic. Adică este inutil. V-ați gândit, dragii mei, că poți ajunge să faci mari sacrificii, spui tu, pentru Dumnezeu. Și fără de dragoste, dacă nu o faci din dragoste, dacă o faci din orice altă motivație, ce spune Dumnezeu? Inutil. Exista, am citit, mi-a plăcut foarte mult într-o vreme, am citit foarte mult teologia patristică și am citit ceva despre un fenomen care se petrecea pe vremea lui Origen, vorbim despre sfârșitul secolului II, începutul secolului III. Exista următorul lucru, au fost valuri și valuri de prigoană din partea cezarilor de la Roma. Și la un moment dat, gândiți-vă că creștinii acelor vremuri, un asemenea zel și o asemenea entuziasm au prins, încă la un moment dat știți ce făceau? Se autodenunțau la autorități ca să fie omorâți. Imaginați-vă să dădea un decret, domne, cine nu se închină la cezar, sau nu știu ce, va fi pedepsit. Și mergeau, ascultați-mă, nu numai ei care luați și selectați, și mergeau ăștia, se ofereau ei pe ei. La un moment dat, gândiți-vă, era la rând, să lua bon de ordine, care vreau să moară pentru Dumnezeu. Origen era un tânăr creștin întors la Dumnezeu. Tatălui a fost martir, martirizat pentru Hristos. Și Origen știți ce a făcut? S-a pus într-o seară și s-a rugat, Doamne, mâine mă duc și acolo. Și vreau să mor pentru tine. Maică să-i auzi rugăciunea. E bine câteodată, numai Domnul să-ți mai aude și maică ta rugăciunea. Pentru că maică s-a și-o dat seama că ăsta face niște cereri nesăbuite. Și ce-a făcut? I-a luat hainele, toate hainele au luat, le-a ascuns și ăsta săracul nu putea să iasă de rușine în drum, că s-ar fi dus să moară. Și spune Origen, ăla a fost momentul în care cumva Dumnezeu a intervenit. Pentru că m-aș fi dus să aduc o jertfă lui Dumnezeu, care Dumnezeu nu mi-o cerea în contextul ăsta. Adică nu trebuie să fii un erou din ăsta și un martir fără cauză. Mai mult de atât, poate să fie, ascultă-mă, o jertfă incompletă. Evrei, capitolul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, vorbește despre două dimensiuni, și anume, că zice aici, că noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică în rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și spune mai apoi, mai departe, nu să termine jertfa numai aici. Te laud, ce fain e să lauzi pe Domnul. M-am rugat, frate, un ceas am stat în părtășie cu Domnul, l-am lăudat pe Domnul Iisus Hristos, este Domnul foarte bine, dar zice Dumnezeu mai departe, ascultă-mă, jertfa să mai direcționează și spre altceva. Și să nu dați uitării, versetul 16, binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu, jertfe ca acestea îi plac. Poți să aduci, ascultă-mă, poți să aduci o jertfă inutilă și poți să aduci mai apoi o jertfă incompletă. De foarte multe ori ne punem accentul ăsta, știu, citatele alea frumoase din Ignatie Teofuru, vi le-am mai zis și în anumite contexte, tași tu să vorbească faptele tale. Francis de Assisi predică Evanghelia lui Hristos și dacă mai trebuie folosește și cuvintele, adică faptele, frate. Cred din toată inima, dragii mei, că e foarte importantă trăirea noastră, dar ascultați-mă, e incompletă mărturia noastră fără de mărturisire. Mărturia faptelor noastre bune este incompletă fără de mărturisire, pentru că noi trebuie să verbalizăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L proclamăm pe Hristos. Ajută-ne, Domnul, asta. Dragii mei, în direcția aceasta, pentru că am văzut că există niște pericole de a aduce o jertfă care nu-i place lui Dumnezeu și există o expresie care am încheiat că lui Dumnezeu jertfe ca acestei plac. Haideți să vedem și să răspundem la o întrebare. Ascultă-mă, e cât se poate de personală pentru fiecare de aici. Îi place lui Dumnezeu jertfa ta? Ascultă-mă bine în seara asta. Îi place lui Dumnezeu jertfa ta? Te-ai întrebat foarte serios la lucrul acesta? Îi place lui Dumnezeu jertfa pe care tu o aduci?
Crezi că Dumnezeu primește jertfa ta? Haideți să ne uităm, dragii mei, prin trei filtre în această seară și să vedem răspunsurile. Și poți să te autoevaluezi și să mă autoevaluez foarte bine în seara asta. Și tocmai este titlul gândurilor mele, îi place lui Dumnezeu, îi formă o interogație, îi place lui Dumnezeu jertfa ta? Primul lucru, vreau să înțelegi aspectul acesta. Primul filtru. Dumnezeu se uită, ascultă-mă, la condiția celui care aduce jertfa. Primul lucru la care Dumnezeu se uită când este vorba despre cineva care face ceva pentru Domnul, care aduce o jertfă pentru Dumnezeu, indiferent de ce natură este, Dumnezeu ține cont, ascultă-mă, de condiția celui care aduce jertfa, mai mult decât de jertfă. Înaintea lui Dumnezeu primează condiția ta. Pentru că, dragii mei, aici este vorba despre poporul lui Dumnezeu. Cartea aceasta este adresată unor pocăiți. Cartea aceasta este adresată unor oameni chemați să fie sfinți. Pentru că, dragii mei, cerința lui Dumnezeu este una clară. Fiți sfinți, pentru că și eu faceți fapte vrednice de ce? De ce? De pocăința voastră. Versetul 13 se vorbește aici despre o separare. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim mocarea Lui, adică de o desprindere. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu pe mine și pe tine mă cheamă să am o condiție diferită decât cea a oamenilor din lume. Vreau să înțelegi acest aspect foarte important aici. Dumnezeu se uită la cel ce jertfește mai mult decât la ceea ce jertfește. Dumnezeu se uită mai mult la cel ce jertfește mai mult decât la ceea ce jertfește. Există un pasaj în Scriptură, îl cunoașteți, despre prima jertfă din istoria omenirii, putem să spunem adusă de oameni. Erau doi frați, Cain și Coabel. Știți bine povestea, știm și interpretările de multe ori, dar ceva mi-a atras atenția foarte mult în această perioadă când am studiat. În Geneza capitolul 4 cu versetul 2 spune cuvântul Domnului despre Eva și Adam. Zice că a mai născut și pe fratele său Abel, care zice Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, atenție, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâinescute ale turmelui și din grăsimea lor. Dar atenție, vă rog, foarte mult fiți atenți la expresia asta. Domnul zice aici, mai departe, zice, Domnul a privit cu plăcere, vă rog să vă uitați la ordine, vă rog, aici. Dumnezeu nu spune aici, Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Dumnezeu a privit cu plăcere spre cine? Spre Abel și spre ce? Spre jertfa lui. Primul lucru la care se uită Dumnezeu este la cel care aduce jertfa. Uitați-vă mai departe ce spune versetul 5. Ce spune Dumnezeu, dar spre, interesant că se repetă, adică nu e ceva întâmplător și când Dumnezeu repetă ceva, nu-i la volea întâmplării, dar spre cine? Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Ascultă-mă ce spun, sesizează-te, rog, detaliul ăsta și înțelege foarte bine. Cel care aduce jertfa, condiția celui care aduce jertfa, e mai importantă decât conținutul ei. Dumnezeu se uită la tine. Tu ești Abel sau ești Cain? Pentru că dacă ești Abel, Dumnezeu va privi cu plăcere spre jertfa ta. Dacă ești Cain, Dumnezeu nu va privi cu plăcere spre jertfa ta. Vă rog să observați ordinea asta. Dumnezeu ține cont, pune accent pe condiția celui care aduce jertfa. Dumnezeu, dragii mei, nu o să primească niciodată jertfă unor oameni pângăriți. Dumnezeu nu o să primească oameni care sunt conduși de Duhul lui Cain. Poți să vii să te rogi aici în biserică, poți să faci donații câtă vreme ești un om care ți invidiezi fratele, cât ești un om care nutrești sentimente de ură în inima ta, ascultă-mă, Dumnezeu nu primește jertfa ta. Poate că oamenii o primesc, Dumnezeu nu o primește. Mai apoi, e un principiu aici pe care vreau să-l aduc în completarea primuia. Dumnezeu vrea să te jertfești, adică să te dăruiești pe tine însuți și mai apoi, asta este ordinea, să aduci jertfe.
Prima dată e vorba despre Abel și mai apoi e vorba despre jertfa lui. Prima dată e vorba despre tine, despre starea ta, despre condiția ta și mai apoi despre slujirea ta. Pe Dumnezeu îl interesează cum e inima ta, mai mult decât ce aduci cu mâinile tale, mai mult decât ce scoți de pe gura ta. Dumnezeu este interesat de ce e înăuntrul tău. Dumnezeu îl interesează cum e inima ta. Mai mult decât profesionalismul tău, mai mult decât timpul pe care îl aloci, mai mult decât banii pe care îi dăruiești, pe Dumnezeu îl interesează inima ta. Fiule, dăm ce? Dăm banii tăi. Dumnezeu strigă în Scriptură, fiule, dă-mi inima ta! Pentru că eu te vreau pe tine înainte ca ceva să dai tu pentru mine. Mai mult ascultă-mă, înaintea lui Dumnezeu, mai mult decât, înțelege, mai mult decât să te jertfești, Dumnezeu vrea să te jertfești pe tine! Dumnezeu vrea să te aduci pe tine, Roman 12:1. Atât de mult se repetă în biserică versetul acesta și atât de mult este ignorat în vremea asta. Vă îndemn, dar fraților, și asta nu e un text, fraților, apropo, dacă aveți chef, știi, vă recomand, vă sugerez, asta e o poruncă. Marcă este un strigăt al Duhului Sfânt și este și în seara asta în biserică. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți banii. Ce să aduceți? Trupurile voastre ca ce? Spune Dumnezeu, ascultă-mă înainte să-mi aduci jertfe, înainte să cânți, înainte să te implici, înainte să faci ceva, înainte să postezi pe Facebook, înainte să ajuți, înainte să vizitezi bolnavi și văduve. Și ce spune Dumnezeu? Omule, dă-mi viața ta. Adu-ți, spune Dumnezeu, trupul tău ca o jertfă vie sfântă și plăcută. Și ce va fi aceasta? Asta e prima slujire a unui credincios. Prima slujbă adusă direct pentru Dumnezeu, zice, aceasta va fi din partea voastră ce? Drept consecință, o slujire duhovnicească. Poate vezi genul de om care nu ești prea prezent în biserică, în sensul activităților, poate că nu ești genul de om implicat în nu știu ce departament neapărat, poate că nu ți-ai identificat încă o chemare specifică, poate încă nu faci ceva vizibil neapărat pentru oameni, poate că n-apari în fața camerei de luat vederi, poate că nu ești implicat în nu știu ce grup, dar ascultă-mă, prima ta slujire pe care trebuie să o duci lui Dumnezeu este să te aduci pe tine însuți. Vreau să vă spun din propria experiență, știi ce e mai ușor? Să dai 200 de lei pentru lucrarea lui Dumnezeu și să stai tolănit în fața televizorului. Cel mai greu lucru care ne cere uneori Dumnezeu și uneori, ascultați-mă, ne este cel mai greu să-L oferim, este propria noastră viață. Dar ce spune Dumnezeu? Orice faci pentru mine, dacă nu te aduci pe tine înainte, nu primesc, nu mă interesează. Psalmul 51 spune David după un moment de zdrobire, dacă ai fi voit, 51:16, dacă ai fi voit jerfe, dacă ai fi voit jerfe, că aveam bani, aveam turme, nicio problemă, sunt bogat, am visterie, sunt împărat, am job, am de toate, dacă ai fi voit jerfe, ți-aș fi adus, dar ție, zice Biblia, nu-ți plac arderile de tot, jerfele plăcute lui Dumnezeu, ce sunt? Un duh, și asta, dragii mei, e vorba despre noi, despre ființa noastră, sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Dumnezeu spune, știi ceva, adu-mi duhul tău, adu-mi trupul tău, adu-mi sufletul tău, adu-te pe tine înainte de orice. Tot ce dai, tot ce faci, e inutil dacă nu te dai pe tine. Când a fost ultima dată când te-ai gândit foarte serios dacă tu te-ai dus pe tine lui Dumnezeu? La ce se uită Dumnezeu ca să înțelegem dacă tu ești pe placul lui Dumnezeu? Îi place lui Dumnezeu jertfa ta? Și cum v-am spus probabil în biserică, citeam undeva că cu zeci de ani din urmă, undeva în New York, pe o stradă, era perioada interbelică, dacă vă aduceți aminte, în perioada marului crah economic, când
Tot ce mai puteau oamenii să facă e să citească ziarele, pentru că loc de muncă n-aveau, căutau disperați locuri de muncă, mai citeau știri să vadă cât s-o mai prăbușit bursa pe Wall Street. Ei, și la un moment dat era un tânăr la o intersecție, era undeva înspre iarnă, era Lapoviț, era ninsoare, era frig și toate ziarele s-au dat și nu au reușit să vândă niciun ziar în ziua aceea. Și mor de frig, dârbind de frig, s-au dus disperat undeva să caute un loc în care să se încălzească și fiind duminică nu au avut, n-au găsit nimic pe o rază de câțiva zeci de metri, au intrat direct într-o biserică. Era acolo duminică dimineața, era slujbă, era program și-o prins predica păstorului care predica despre faptul că trebuie să te aduci pe tine lui Dumnezeu ca jertfă și că trebuie să fii responsabil în direcția asta. La final, mă rog, la ei era programul atipic, în sensul că făceau colecta la finalul programului și nu oricum, adică nu mergeau casierii, cenzorii cu sacii și nici măcar nu aveau saci, aveau talere din alea mari de tot, un metru, așa am citit. N-ar fi o idee rea, să știți. Și apropo, cred că era bine să facem colecta acum la final, nu m-am gândit la asta. Și spune că la un moment dat se ducea preotul, imaginați-vă, pastorul s-a dus cu talerul la un puneau colecta acolo toți. Zdrângăneau 50 de bani acolo de numai. Și la un moment dat copilul ăsta, un adolescent, un preadolescent mai bine zis, era acolo undeva pe ultimul rând și când a venit talerul în fața lui, n-a avut ce să pună. N-avea niciun leu, nu a făcut niciun leu în ziua aia. Dar atât a fost de mișcat de mesajul păstorului, încât când a ajuns stalul el, l-a luat în mâini, l-a pus jos și păstorul s-a uitat nedumerile, bă, ce-i cu ăsta? S-a uitat, băieți, pregătiți, să de la ordine, știți? Zoli, echipa, pregătiți-vă, că avem probleme, se pare. Băiatul ăsta cu lacrimi în ochi face un gest incredibil, se pune cu picioarele pe talerul la pe banilor, ioi. Unii, sacrilegiu, cine e ăsta, știți, duhuri, nu știu ce, imediat, ăla rău. Dar băiatul ăsta cu lacrimi în ochi stă în fața pastorului și îi spune, domnule pastor, mi-aș fi dorit tare mult să pot să pun ceva în dimineața asta pentru Dumnezeu, dar n-am nimic, n-am văzut și măcar un ziar, dimpotrivă, trebuie să le plătești alea care s-au dat. Dar au zis, din moment ce n-am să aduc nimic, vreau să mă aduc pe mine lui Dumnezeu, cum ați predicat. Vreau să mă duc pe mine înaintea lui Dumnezeu. Vreau să înțelegi principiul ăsta lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu, ascultă-mă, ca să fie o jertfă plăcută, ca să aduci o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu, crede-mă ce spun, Dumnezeu se uită la condiția ta pe care o ai când aduci jertfa. Doi, al doilea lucru, al doilea filtru, îi place lui Dumnezeu, gândește-te, foarte serios, bă, îi place lui Dumnezeu jertfa mea. Când te-ai gândit ultima dată serios, ceea ce fac pentru Dumnezeu, ceea ce fac în numele lui Dumnezeu, ceea ce fac ca și credincios, îi place, adică Dumnezeu primește jertfa asta mea? Sau poate că aduc jertfa în Eclesiastru, capitolul 5? La ce se uită Dumnezeu? Dumnezeu se uită la consecvența mai apoi cu care aduc jertfa. Dumnezeu se uită la condiția celui ce aduce jertfa. Doi, al doilea filtru prin care trebuie să-ți dai seama în această seară dacă tu aduci o jertfă care îi place lui Dumnezeu sau nu. Dumnezeu se uită la consecvența cu care aduci jertfa. Iisus Hristos, dragii mei, uitați-vă și veți găsi principiul ăsta în Evrei, capitolul, nu numai 13, și în capitolele precedente, spune că El, marele preot al lui Dumnezeu, ce a făcut? S-a adus pe sine ca jertfă odată și pentru totdeauna. Dar în același timp, foarte interesant, Dumnezeu ne cheamă pe noi ca întotdeauna să aducem jertfă lui Dumnezeu. Vă rog să sesizați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, prin El, versetul 15, Evrei 13 cu 15, prin El aducem totdeauna. Totdeauna aducem lui Dumnezeu ce? O jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Dumnezeu vrea să înțelegi al doilea filtru prin care vrea să te evaluezi dacă jertfa ta îi place sau nu lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la consecvența ta. Dumnezeu se uită la cât de constant ești în a aduce jertfă lui Dumnezeu. Adică, dragul meu, este foarte important nu să fie din când în când, ci să fie întotdeauna, întotdeauna, subliniez lucrul acesta. Mai departe spune versetul 16 și apropo zice el, să nu uitați binefacerea, nici asta, pentru că trebuie făcută periodic, trebuie că trebuie făcută permanent. Am dat amuz 20 de ani, frate, când s-a făcut biserica, eu am dat acolo, dacă te uiți în
O listă a bisericii, eu am fost al doilea, cea mai mare sumă. Te mai hrănit din ce ai făcut în urmă cu 20 de ani. Dumnezeu spune să nu uiți. Mai departe spune în Evrei 13 cu 2, zice să nu dați uitării primirea de oaspeți. Că auziți, să nu dați uitării primirea, adică asta e o jertfă pe care trebuie să o aduci, nu numai a laudei, a gurii tale, a proclamării lui Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dar trebuie să aduci o jertfă și să nu uiți că trebuie periodic, permanent, să fii omul care să dăruiești, să fii omul care să te sacrifici, să fii omul care să-ți deschizi ușa, casa ta să fie welcome pentru oamenii lui Dumnezeu și nu numai. Să ai ușa deschisă. La interfon, stai să văd cine, aha, nici nu-și răspundeți acasă. Slavă Domnului că avem interfon astăzi. Și avem și garduri cu fier electric dacă cineva e insistent. O inducție așa la... Sunt niciodată ce mi-a povestit cumnatul meu Traian, e fiul de păstor. Pastor de la noi din sat, fratele Turle, Augustin Gusti, cum îl știau frații toți, gândiți-vă că erau 10 copii, pe vremea Ceaușescu crescut, vremea regimului comunist, sărăcie, luce, ca Macedonia, că zice Pavel, luce era. Dar fratele Gusti avea o calitate extraordinară, era un mare primitor de oaspeți. Povestește cumnatul meu că la un moment dat, au venit un grup de frați din zona Timișoarei vizitând peștera urșilor și acum ei s-au gândit că ce-ar fi dacă ar rămâne undeva peste noapte. Nu erau pensiuni pe la peștera urșilor, să mănânci păstra și nu vă mai, în fine. Nu erau genul ăla de pensiuni, de nu știu ce, margarete cu 3 stele. S-au interesat, bă, e un pocăi pe aici, s-au oprit în Brădet, imaginați-vă. Și au zis, zice, e un pocăi, ăștia erau pocăiți. Da, zice, e unul aici, zice, dacă vă duceți în capătul ăsta, din sus al statului, în partea dreaptă acolo, au ajuns, povestea cumnatul meu, era apropierea Paștilor. Avea mare grijă de nu știu câte săptămâni de un miel, pentru că tot le-a promis fratele Gusti că, bă, de Paști mâncăm miel. Bă, zice, aveam grijă de mielul la toți 10 frați, mă hrăneam pe mielul, eram rupt de foame toți, te hrănim că ne hrănești tu pe noi într-o zi. Vine în curând Paștele. Și a zis, imaginați-vă când ne-am trezit cu un grup de vreo 10-12 frați la Timișoara. Pacea Domnului, pace, la care fratele Gusti, Domnul Sfânt Cuvânteze, de unde sunteți? Timișoara, zice, ce? Ah, păi, și... Frate, zice, e cum ai penserate, până la Timișoara e drum lung, nu știu ce. Am înțeles că ești pocăit, n-am putea să stăm peste noapte la tine. Dar cum să nu, am 10 copii, 2 camere, ok, nicio problemă. Și cumnatul meu, n-am mai putut de bucuros, dă-ți seama, hai să-i primim pe oaspeții musafirii Domnului. Și cumnatul meu, nu știam pe vremea aia că să nu dați uitării, versetul 2, primirea de oaspeți, că unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Nu i-au văzut ca îngeri, recunosc. Și în povestea, numai îngeri nu i-am văzut. Și acum, zice, tata avea o chestie extraordinară. Când venea masa pusă pentru oaspeți, noi ce rămâne? Bă, când ne-au zis după ei, 10-12, un grup, când ne-au uitat, au zis, fratele Gusti, hai că trebuie să tăiem mielul că pentru oaspeți. No way. Na. Atât am fost de amărât. Atât am cârtit eu cu frații mei, zice, bă, au venit, cine o trimis pe ăștia acum să ne mânce mielul nostru de Paște? Atât am avut grijă de el. No, acum să vezi. Ăștia s-au ospătat foarte bine și s-au culcat. Dimineața, dize dimineața, au plecat, s-au urcat în mașină și au plecat la Timișoara. Supărați! Numai oasele au rămas de mielul ăla. Bă, când se pun pocăiță la masă, all you can eat. Ai nicio frână. Supărat! Era să-l citesc un clasic, în viață sunt Doamne iară supărat. Cam așa au fost. Și povestește cumnatul meu că la un moment dat unul din ei a urlat, a strigat. Unul dintre ei, cred că Danul, nu știu care dintre frate, păi, veniți repede! În camera aceea unde au fost cazați oamenii ăștia, cu saltele, cu ce era pe acolo pe jos, sub toate pernele, povestea cumnatul meu că erau 100 de lei. Mă, Bălcescu, cei nostalgici știți, Bălcescu, ce însemna pe vreme. Nu istoric, ci money. Big money. Și a zis, am strâns de sub toate pernele acelea câteva sute de lei de care am putut să cumpărăm o turmă aproape. Pentru că atunci când ai casa deschisă, pentru că atunci când ai inima deschisă, pentru că atunci când înțelegi ce înseamnă jertfă, Dumnezeu îți face surprize. Dar surprize.
Vreau să înțelegi acest lucru. Trebuie să fii consecvent în a aduce jertfă la adresa lui Dumnezeu. Reține, te rog, lucrul acesta. Pentru că e vorba de totdeauna, adică o chestie permanentă. Trebuie să fii consecvent în a aduce jertfă la adresa lui Dumnezeu, că-i laudă, că-i dăruire, indiferent de circumstanțele în care te găsești. Indiferent de circumstanțele în care te găsești. Celebrul citat din Habacuc, capitolul 3, foarte fain, dați-mi voie să-l readuc înaintea dumneavoastră, căci zice acolo, chiar dacă ce? Știți asta, nu? Ce fain să-l citim, bă, fratele Habacuc, de azi să-l trăim, oleac. A, nu, Doamne, e fain să-l citim, dar... Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măzăinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din mielul, cum a fost acolo, din staule, și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul, Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele care ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Și acum așa ce spune Habacuc. Nu spun numai asta, băieți, puneți-o într-o cântare. Auziți ce spune acolo? Către mai marele cântăreților. De cântat cu instrumente și cu ardă bijii pregătește cântarea. Pentru că, oameni buni, Dumnezeu mie și ție îmi spune felul următor, știi, jertfa plăcută lui Dumnezeu e o jertfă adusă în mod constant. Doamne, luna trecută am avut sport și de-aia am putut să mă adaug și la biserică. Ba, am putut să fac și o binefacere, dar luna asta, să vezi, mi-o tăia din sporul, a venit problema, m-a băgat în șomaj. Ce spune Dumnezeu? Indiferent de cât de sus sau de jos ai fi, din punctul de vedere al resurselor, niciodată, să nu încetezi să aduci jertfă lui Dumnezeu. Știu că poate pare greu ce spun, a, frate, dorule, știu că asta, tu vrei să aduci, umpli visteria bisericiul, ascultă-mă ce spun. Vreau să te îmbogățești față de Dumnezeu. Pentru că, ascultă-mă, nu contează cât ai, ci ceea ce faci cu ceea ce ai. De foarte multe ori, știți, noi credem că, genul, Doamne, da, te voi binecuvânta, săptămâna viitoare, dacă primesc banii, Doamne, mă implic, mă duc, dacă primesc peste două luni, dacă îmi vine oferta aia, dacă se concretizează, dacă, Doamne, acum student, îs foarte sărac, îs nu știu ce, dar, Doamne, după ce mă angajez, după ce ajung medic, după ce ajung, nu știu, după ce ajung IT-ist, după ce o să ajung, nu știu ce, specialist, după ce ajung, Doamne, atunci mă apuc de zecioală, acum nu, că student, îs falit și n-am. Am spus niciodată un lucru pe care l-a spus J.D. Rockefeller. Cred că l-a mai spus în biserică, dar nu strică. Și mi s-a părut foarte sugestiv. Vă citesc ce spune omul ăsta. Nu aș fi fost în stare. J.D. Rockefeller, apropo, becali, țiriac, ăștia noștri, inclusiv Elon Musk, copii mici pe lângă el. La câți bani au avut ăsta în anii 30, în perioada interbelică, este considerat a fi omul, unul dintre primii trei top în istoria omenirii care au avut cei mai mari averi. Și J.D. Rockefeller a spus așa, băiat sărac, lipit pământului, crescut în casă cu un tată abuziv. Povestește J.D. Rockefeller la un moment dat că tatălui, el vindea candy din alea, bomboane la alții, făcea și acolo a început cu business-ul ăsta. Deci de mic copil trebuie stimulat. Și povestește că la un moment dat și-o strângea toți banii într-un borcan și număra în fiecare seară. Și la un moment dat, într-o noapte, a venit taică sub bețiv, curvar, ăsta era taică-sul. O bătea pe maică-sa și a zis, într-o noapte. Am auzit când a intrat tati și a intrat în camera mea și a zis, s-a dus la borcanul ăla mei unde aveau toți banii strânși. Și l-am văzut pe tatăl meu băgând mâna adânc în toți banii, o luat și o băgat în buzunar și s-a dus să-i bea. Și în timpul ăla m-am trezit și am zis, tati, ce faci cu ce-s banii mei? Tot ce mi-a spus tata, zice, s-a uitat, bă, fiule, ascultă aici, n-ai încredere nimeni în viața asta. Și a spus, J.D. Rockefeller, din momentul ăla am înțeles că niciodată nu o să-mi pun încredere în oameni decât în Dumnezeu. Și să m-am rugat lui Dumnezeu. Și ce-ți povestește însă omul ăsta? Vreau să vă citesc. A dus multi miliardar peste ani și ani de zile. A zis următorul principiu pe care l-a avut în viață. Nu aș fi fost în stare să donez milioane de dolari. În banii noștri ar fi miliarde cât o donat. Dacă nu aș fi fost dispus să dau zecioala din primul meu job în care eram plătit cu 1,5 dolari. Indiferent de circumstanțe, voi fi credincios lui Dumnezeu. Trebuie să fii consecvent în a aduce jertfa lui Dumnezeu, indiferent de criticile mai apoi pe care le suporți, pe care trebuie să le suporți.
Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, auziți, spune versetul 15, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu ce? O jertfă de laudă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, care este ce? Rodul buzelor care mărturisesc. Ce? Nu care mimează. Celor care mărturisesc numele Lui. Voi proclama numele lui Dumnezeu, voi vorbi despre Dumnezeu, îl voi proclama pe Iisus Hristos și asta va fi o formă de jertfă, de laudă, pe care este o jertfă de laudă pe care o voi aduce lui Dumnezeu, indiferent și de circumstanțe, indiferent mai mult de atât de critice pe care pot să am în viață, indiferent cât de mulți oameni vă spune, bă, taci din gură, eu nu voi tăcea, eu mă voi lăuda în Domnul, eu mă voi bucura în Domnul, eu voi proclama numele lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, mi se pare ceva, uitați-vă, extraordinar, la un moment dat îmi Psalmul 42, fiul lui Core, aflat în situații grele ale vieții, povestește omul ăsta 42:2, zice, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu, pentru că spune acolo, uitați-vă contextul, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice, fără încetare, când în permanență sunt bajocorit, când în permanență sunt atacat de unii și de alții, de colegii de la locul de muncă, de cei din casa mea, de frații mei uneori, auziți, zice că mi se spune fără încetare, fără încetare, na, unde-i Dumnezeul tău? Ba mai mult de atât, uitați-vă, 42 cu versetul... Cu versetul 9, de aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru că asta simți, pentru că prin asta treci uneori. Dar spune, pentru ce trebuie să umblu plin de apăsare, de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Și știți care e sentimentul pe care are omul ăsta? Zice, parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă bajocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Și înțelege fiul ăsta al lui Core că trebuie să ia atitudine, în ciuda bajocorilor, în ciuda faptului că neîncetat, sunt înjosit din pricina lui Dumnezeu, în ciuda faptului că sunt sub apăsarea vrăjmașului, știi ce spun sufletului meu? Pentru ce te mângnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda, el este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Voi aduce întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, îl voi proclama pe Dumnezeu întotdeauna. Dacă totdeauna ați bajocorit când îmi deschid gura, voi continua întotdeauna să aduc o jertfă de laudă lui Dumnezeu. Și al treilea filtru, întreabă-te în seara asta, este jertfa ta plăcută lui Dumnezeu? Dumnezeu se uită la condiția celui care aduce jertfa? Dumnezeu se uită la consecvența cu care aduce jertfa? Și vreau să mai treci întrebarea asta ca să-ți dai răspunsul corect pentru un al treilea filtru. Dumnezeu se uită la costul pe care îl suporți pentru jertfă. Știți care este principiul legat de jertfă? Întotdeauna o jertfă trebuie să te coste. Nu adu lui Dumnezeu o jertfă care să nu te coste nimic, pentru că vei primi nimic. Să nu care cumva să-i aduci lui Dumnezeu o jertfă care nu te costă nimic, pentru că vei primi nimic. Pentru că Dumnezeu este drept. Se duce la un moment dat David, vrea să cumpere un loc, vrea să cumpere un teren pentru ca să facă un altar lui Dumnezeu și pune ochii undeva pe muntele Moria, un loc superb. Și se interesează David, ba, cui locul ăsta? Să uită în cartea CF, băi, alu Arvan Hebusitul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul David, deci nu oricine, împăratul lui David, se duce la un străin care era în țară, ăsta era Hebusit, nu era evreu. Bă, ce cauți tu pe aici? Și în ți-o dați drept de proprietate pe aici. Nu cu atitudinea să se duce David, auziți? 2 Samuel 24 cu 21, Arvan a zis, pentru ce vine domnul meu împăratul la slujitorul lui? Împăratul la cine? Care e raportul? Împărat la slujitor. Și David a răspuns, ca să cumpăr de la tine aria și să zidesc în ea un altar Domnului, pentru ca să înceteze urgia aceasta peste popor. Arvan a zis lui David,
să ia Domnul meu împăratul aria și să aducă nea jertfele care îi vor plăcea. Vezi, boii vor fi pentru Adra de tot. Adică numai tot îți dau, poftim. Vreau să ajung și eu. Dar împăratul, versetul 24, a zis lui Ervana, unde-s oamenii care mai zic așa ceva astăzi? Unde-s oamenii care înțeleg că lucrarea Dumnezeu nu-i oțco? Unde-s oamenii care pun preț pe Dumnezeu și nu fac lucruri ieftine în numele lui Dumnezeu? Iar împăratul a zis, nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint, la valoare pieții, dacă trebuie și mai mult. Și nu, ascultă-mă aici, nu voi aduce Domnului Dumnezeul meu ardere de tot, care să nu mă coste nimic. Cum aș putea să vin să aduc pe altar aici lui Dumnezeu o jertfă care nu mă costă nimic? Nu. Știu ceva? Vreau să o plătesc cu preț de argint. Pentru că David înțelege principiul ăsta. Să nu aduci o jertfă care nu te costă nimic pentru că vei primi nimic. 1 Corinteni 3 cu 12. Va veni o zi a focului, proba focului se numește asta. Știu că foarte mulți nu prea înțeleg cu proba focului, înțeleg probele alea de la Eschaton și mai nu știu de pe unde. Prea puțin ne mai uităm în Scriptură să înțelegem că va veni o zi când va fi o proba focului. Și ce spune acolo Dumnezeu, iar dacă clădește cineva pe această temelie care e Hristos, ce? Două categorii, două feluri de jertfe. Aur, argint, pietre scumpe sau? Ce aduc foarte mulți azi. Pe Iorga. Eternul și fascinantul Nicolae Iorga la biserică. Alt istoric. Știți pe ce bagnota apare? Iar dacă căldește cineva pe această temelie aur, argint și pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Vine focul. Aurul rămâne aur, argintul rămâne argint, pietrele scumpe rămân pietre scumpe după proba focului. Lemnul, fânul și trestia scrum care-i mâna de vânt. Că despre ei, da, har Domnului, vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Și în încheiere o să înțelegi ceva legat de costul jertfei. Sentimentele tale față de Dumnezeu se măsoară în nivelul de sacrificiu. Sentimentele tale... Deci ascultă-mă, să nu vii să spui, bine, poți să spui în biserică, poți să spui pe Facebook, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, te iubesc. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, dar lângă tine e o văduvă. Ai n-ai ce să pună pe masă. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Soră, Domnul să te binecuvânteze, să te întărească Domnul. Iisus Hristos te iubește, că eu nu. E ceva ce e impresionant care am citit săptămâna asta ascultând un mesaj despre momentul în care Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, ascultă aici, ia pe singurul tău fiu. Știți că noi asta ni se pare de altfel. Cum să mai predice? E școala duminicală, nu? Avram cu Isacul. Hai să o interpretăm, hai să o metaforizăm. Nu, Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, s-a uitat toată ziua la Isaac, pruncul tati, bă, ce ai crescut, wow, ce fain. Vino încoace, Avram, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Știu că-l iubești. Dar zice ceva, ia pe singurul tău prunc și du-l pe muntele Moria și jertfește-l. Acum, știți cum am fost crescut de mic copil și am crezut în chestiile alea la școală, Sunday School. Știți care a fost Sunday School interpretării mele? Vă spun, eu am crezut, până n-am citit săptămâna asta și n-am ascultat un mesaj în direcția asta, eu am crezut că Isaac era un copil mic, de mai de vreo 5 ani. Eu așa am crezut. Isaac era, l-a dus, tati, unde plecăm? Nu,
las. Și noi credem că Isaac abar nu a avut, ci... Dar auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Geneza capitolul 22. 22:6. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea cui? Fiului său Isaac. Și credeți că erau așa un vreaz din ăla? Era dita mai sarcină. Oameni buni, copiii nu duc astfel de sarcini. Sunt teologi care spun că în momentul ăsta Isaac avea probabil 18-20 de ani. Isaac e suficient de mare și de puternic să ducă jertfă. Și la un moment dat, în duberire, în timp ce așează altarul, în timp ce așează lemnele, Avram e cu focul aprins, zice Biblia, și cu un scuțit. Cu atâta s-a urcat pe munte, s-au dus lemnele. Și au zis, tată, zice, da, ok, totul, altarul e pregătit, lemnele, focul, dar unde e jertfa? Tu ești. Tu ești. Isaac, te rog să te așezi pe altar. Dacă avem impresia că ăsta era un copil mic și l-a legat și ăsta a urlat, da, rețineți detaliul, era suficient de mare să ducă lemnele alea. Avram era suficient de bătrân să nu poată să forțeze pe Isaac. Dar Isaac se așează pe lemnele alea. Știm că a intervenit Dumnezeu, știu că Dumnezeu l-a oprit. Dar știți ce m-a frământat foarte tare din gândul ăsta? Ceva ce m-a mișcat foarte puternic. Asta să mă gândesc. Dorel, ești pastor? 3 copii? Oare reușești, ai reușit până acum să le transmiți copiilor tăi pe care ți-o dat Dumnezeu ideea asta că pentru tine Dumnezeu e cel mai important lucru? Și că pentru Dumnezeu ești dispus să sacrifici orice? Oare văd copiii noștri în noi faptul că eu ca tată, tu ca mamă, ești dispus să sacrifici orice pentru Dumnezeu? Pentru că ascultă-mă ce spun. Știi cât ești de pocăit? Știți cât e jertfa ta așa mea? După nivelul de sacrificiu. Avram a zis, Doamne, știi ceva? Îl iubesc atât de mult, l-am așteptat de zeci de ani de zile, dar Doamne, știi ceva? Mai mult decât orice te iubesc pe tine. Oare văd copiii tăi, tu ca mamă și tată, că pentru tine Dumnezeu e cel mai important lucru? Văd copiii tăi asta în fiecare zi în casa ta, că Dumnezeu e cel mai important lucru? Sau e telenovela, sau e meciul, sau e plăcerea, sau e excursia, sau e city break-ul, sau soarele, sau shopping-ul? Ce văd copiii tăi? Știți ce a văzut Isaac? Știți de ce Isaac s-a așezat pe vreascurile acelea? Știți de ce s-a așezat fără să comenteze? Știți de ce? Pentru că a știut că tatălui le-a înserios pe Dumnezeu. Pentru că a știut că atât de mult îl iubește Avram pe Dumnezeu, încât e dispus să plătească oricât, să sacrifice oricât. Hai să ridicăm în picioare. Poți să te întreb în seara asta, e jertfa ta plăcută lui Dumnezeu? Sunt jertfele tale plăcute lui Dumnezeu? Sau poate că aducem jertfa nebunilor? Turuim, vorbim, logore verbală, Domnul sus, Domnul jos, aleluia, voi face, mă voi implica. De câte ori n-ai promis că te implici și n-ai făcut încă nimic? De câte ori nu ți-ai spus, a spus, frate, dacă ajută Domnul la anul sau dacă ajută Domnul, mă implic, promit să vezi, mă apuc de zeciuială și te-ai apucat până la prima tură de shopping, de Paști și praf. Nu las că vin Ierusalim când vine focul. Să nu vină într-o zi focul ălălalt. Care e nivelul tău de sacrificiu?
Dar tu înțelegi, tu înțelegi în această zi că Dumnezeu înainte de ce poți să aducă mâinile tale, Dumnezeu te vrea pe tine. Tu înțelegi că Dumnezeu mai mult decât suma aia de bani, Dumnezeu mai mult decât slujirea, Dumnezeu mai mult decât repetițiile, Dumnezeu mai mult decât faptul că te duci la social, că pregătesc predici, că mă duc să vizitez bolnav, că stau la consiliere, mai mult decât tot ce fac, mai mult decât tot ce fac, mai mult decât tot ce fac pentru el. De zeci de ani de când ai făcut, poate de ani de zile de când sunt implicat, Doamne, Tu înveți nopțile, știi să uneori stric. Doamne, știi câte am făcut, Doamne, m-am implicat, mă duc și acolo, Doamne, nu pot să refuz, trebuie să mă duc și la evanghelizarea asta, deși mă doare spatele și capul și-ți rup de obosit și spune, Doamne, mă duc și fac, dar trebuie să înțeleg, o trebuie să înțeleg în ultima perioadă, hei, oprește-te, pentru că Dumnezeu ție și mie spune, tu, bă, tu nu înțelegi, eu mai mult decât vreau să faci ceva, mai mult decât ce mi-aduci tu, te vreau să te aduci pe tine, te vreau pe tine. Îs atât, ascultă-mă, îs atât de mulți oameni care sunt foarte entuziasmați, îs dispus să bage mâna, să scoată 5.000 de euro din buzunar și să dea la biserică, la săraci, dar nu pot să stea jumate de oră pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Îs oameni, ascultați-mă, care dacă e vorba de voluntariat, să duc și vizitează și mor pe la bolnav și facturul tuturor nevoiașilor dacă trebuie din orașul ăsta, dar nu pot să stea o oră în părtășie cu Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu? Nu vreau! Nu-mi treabă! Pentru că te vreau pe tine. Înainte de a da ceva, te vreau pe tine. Condiția ta pe mine mă interesează mai mult decât ce aduci. Consecvența. Doamne, știi, am făcut, da, acum m-am retras, când în ultima perioadă am fost agenda mi-a ocupat, am programări până anul viitor, nu știu ce. Doamne, știi, acum trebuie să mă duc acolo, fac. Dar după aia, și spune Dumnezeu, simt? Totdeauna adu-o jertfă de laudă lui Dumnezeu, totdeauna te voi lăuda în orice vreme, lauda ta va fi în Paști, în Crăciun, în gura mea, totdeauna. Există consecvență în jertfa ta? Există consecvență în lauda pe care o duci lui Dumnezeu sau faci din când în când eveniment și nu-i ceva real? Există un cost? Nu vreau să te întreb cât te-a costat ultimele haine pe care ți le-ai cumpărat. Nu vreau să te întreb cât te-a costat casa. Nu vreau să te întreb cât te-a costat mobila. Nu vreau să te întreb cât te-a costat mașina. Nu vreau să te întreb cât te-a costat excursia, că oricum ne-ai anunțat de pe Facebook. Dar te întreb, cât te-a costat credința în ultima vreme? Cât te-ai jertfit pentru Dumnezeu? Doamne, vreau ca jertfa mea să-ți placă ție. Și pentru asta vreau să ne rugăm Domnului. Dar adu-te pe tine înaintea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, știi? Mi-aduc Duhul, trupul și sufletul ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Doamne, Tu mă vrei pe mine mai mult decât ce pot să fac pentru Tine. Dumnezeu, mai mult decât responsabilitățile pe care vreau să-ți dea, vrea să aibă o relație cu Tine. Doamne, nu vreau fragmentar, ci vreau continuu. Doamne, nu vreau să fie ieftin, vreau să mă coste. Îi place lui Dumnezeu jertfa Ta. Hai să ne rugăm. Și spune, Doamne, vreau să duc o jertfă care să o primești și care să-ți placă. Spune lui Dumnezeu că trebuie să-i spui ceva în seara asta. Intrăm în rugăciune.